Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt, slăvit să fie Domnul. În luna a șasea, îngerul Gabriel a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea numită Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat numit Iosif din casa lui David, numele fecioarei era Maria. Îngerul a intrat la ea și a zis: plecăciune ție, căreia ți s-a făcut mare har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Tulburată foarte mult de cuvintele acestea, Maria se întreba singură ce putea să însemne urarea aceasta. Îngerul i-a zis: nu te teme, Marie, căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu și iată că vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu căreia îi vei pune numele Iisus. El va fi mare și va fi chemat Fiul Celui Prea Înalt și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său David. Va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Maria a zis îngerului: cum se face lucrul acesta, fiindcă eu nu știu de bărbat? Îngerul i-a răspuns: Duhul Sfânt se va pogorî peste tine și puterea Celui Prea Înalt te va umbri. De aceea Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Iată că Elisabeta, rudenea ta, a rămas și ea. A zămislit și ea un fiu la bătrânețe și ea, căreia îi se zicea stiarpă, este acum în a șasea lună. Căci niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Maria a zis: iată roaba Domnului, facă-mi se după cuvintele tale, și îngerul a plecat de la ea. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că într-o zi de așa o mare importanță pentru omenire, putem prin harul lui Dumnezeu să fim împreună, să ne bucurăm de tot ceea ce Dumnezeu a făcut dintotdeauna și face mereu pentru noi, din tot ceea ce Dumnezeu lasă să se descopere și ca noi oamenii să putem înțelege lucrările și tainele Lui și cât de minunate ne sunt dezvăluite și descoperite prin cuvântul lui Dumnezeu și apoi prin lucrarea Duhului Sfânt pe care Domnul l-a lăsat în lume, acest Duh care să ne învețe, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, în toate vremea, în tot locul, lucrurile și tainele și descoperirile lui Dumnezeu. Este o zi importantă pentru că a venit Domnul Iisus, ne-a fost dăruit Dumnezeu, ne-a fost dăruit în lumea aceasta să vină să răscumpere păcatele noastre ca oameni și ca omenire. Asta este cel mai important act pe care Dumnezeu l-a făcut față de om, venind în lume, alegând calea aceasta. Fratele Traian spune undeva: Dumnezeu putea să vină în atâtea moduri să mântuiască lumea. Avea atâtea oportunități prin care El, ca și Dumnezeu, putea ca să răscumpere lumea de păcat, dar felul acesta care l-a ales să vină să ia trup de om, să se nască dintr-un om curat, pur și să ducă crucea și calvarul acesta în felul în care l-a dus până la moarte și până la jertfă, este felul cel mai minunat și cel mai deosebit pe care a putut să-l facă Dumnezeu față de omenire. Noi, în neștiința noastră și de multe ori poate în indiferența noastră, nu cunoaștem măsura și valoarea acestor evenimente care s-au întâmplat. Însă orice prezență a lui Dumnezeu, fie prin îngeri, orice prezență divină în lumea aceasta, a făcut și face răscoliri mari. Cine a mai auzit vreodată să rămână însărcinată o femeie, fecioară, sub felul și în forma în care Maica Domnului a rămas însărcinată? Cine a mai putut înțelege sau cunoaște sau ști vreodată vreo astfel de taină și astfel de minune? Noi o numim pe Maica Domnului Fecioară pentru că după învățătura bisericii și după toate lucrurile pe care noi le-am învățat, i-a rămas și mai departe fecioară. Este o taină. Este o taină pe care
nu puțini oameni au fost și au avut înțelepciunea să o discute, să o dezbată acest lucru. Pentru că, știți, riscul este când te bagi poate prea mult, s-ar putea să greșești. Când nu ți este dat să înțelegi toate tainele lui Dumnezeu și te bagi cu interpretările tale ca om, doar din dorință de a expune poate o prezentare sau a-ți da cu o părere, căutând să faci mai mult decât cuvântul lui Dumnezeu ți-a îngăduit sau Duhul lui Dumnezeu îți descoperă. S-ar putea peste vremi și peste veacuri s-au făcut destule de multe, poate chiar și erezii și greșeli și gafe de felul acesta. Cel mai frumos este să rămâi la partea pe care Scriptura o lasă și ți-o pune în față și cel mai minunat este lucrul prin care Dumnezeu a căutat după rânduielile pe care le-a lăsat în Scriptură, ca noi să le înțelegem și să le știm. Despre Maica Domnului nu sunt multe lucruri făcute și relatate în Sfânta Scriptură, dar puținele acelea care au rămas ca mărturie dovedește că într-adevăr Dumnezeu a ales un vas care pentru vremea de atunci și poate de atunci încoace niciodată nu mai fost ceva la nivelul acesta și cu siguranță că n-a mai fost un așa un vas prin care Dumnezeu să coboare. A rămas puține cuvinte, dar care rămân ca un reper pentru toți cei care își doresc viața de slujire și de sfințenie. Că atunci când Dumnezeu își cercetează viața ta, atunci când Dumnezeu bate la poarta sau la ușa inimii tale, atunci când Dumnezeu găsește cu cale, într-un fel, ales de El și înțeles de El, să vină să te cerceteze, tu să nu faci compromis și să nu faci rabat de la întâlnirea aceasta pe care Dumnezeu ți-o oferă. Ce frumoasă mărturie rămâne în fața istoriei și în fața omenirii afirmația Maicii Domnului. Iată roaba Domnului, facă-mi se după porunca ta, facă-mi se după voia ta. Este un lucru care ne uimește pentru că poate unii dintre noi avem ani mai mulți pe calea credinței, poate alții timp mai puțin, dar știm cât de dificil este poate într-o fază din aceasta a vieții să te lași copleșit, să te lași dăruit cumva în totul, în totului tot, în mâna lui Dumnezeu și în planul lui Dumnezeu. Ne-am lăsat poate adesea pentru o clipă, pentru o secundă, pentru un timp și am văzut ce greu este statornicia aceasta a te lăsa pe deplin în mâna lui Dumnezeu. Dar pentru că nu stăpânesc așa de bine partea aceasta atât de importantă care s-a întâmplat și care biserica noastră o sărbătorește astăzi, 25 martie. Aș vrea să scot în lumină un alt lucru care ne ajută pe fiecare dintre noi să înțelegem cât de important este, așa cum a fost în lucrarea lui Dumnezeu, cooperarea. Atât de importantă este și în lucrarea pe care Dumnezeu vrea să facă cu noi și în vremea noastră același lucru, cooperarea. Cât de important a fost pentru Dumnezeu venirea Domnului Iisus în lume. Cât de important este pentru omenire venirea Domnului Iisus în lume. Un om care a fost în închisoare și noi avem un tezaur foarte bogat de lucruri și de taine descoperite de Dumnezeu în vremurile comuniste, în vremurile de încercare și s-a dovedit că atunci oamenii care au fost învredniciți de Dumnezeu să sufere pentru credință, li s-a și dat un îndoit har de a înțelege tainele lui Dumnezeu și de a înțelege descoperirile lui Dumnezeu acolo, în beciurile securităților sau în sub zidurile pământului, făcute pentru, așa cum spunea odată, este o afirmație în scrierile care au fost scrise despre vremea de încercare, într-o celulă fiind plin de șobolan și cineva zicea, oare ce caută și ăștia aici? Problema, spunea altul, nu este ce caută ei aici, ce căutăm noi aici. Aici poate este locul lor să fie ca și șobolani, dar nu este locul nostru ca și oameni. Și un om care a trecut și care a avut meditații îndelungi în privința aceasta, mi-a plăcut extraordinar de mult lucrarea pe care Dumnezeu a făcut-o și care a descoperit-o ca să înțelegem și noi ce important era
venirea Domnului Iisus în lume, nu numai pentru mine sau nu numai pentru tine, ci și pentru Dumnezeu. Și spune așa, Tu, Doamne, se referă la Dumnezeu, Tu, Doamne, ai nevoie de Iisus așa cum am și eu nevoie de El. El e mijlocitorul și mediatorul. Îi aud glasul în fiecare noapte, mijlocind și meditând în favoarea Ta, pentru ca să mă facă să Te înțeleg și să Te iubesc, tot așa după cum El mijlocește la Tine pentru mine. Tu ai avut trebuință ca El să se facă trup venind pe pământ, tot atât de mult cum am avut eu nevoie de aceasta, deși din motive diferite. Tu ai cunoscut pe om dintotdeauna observându-i prin prisma Ta divină, dar această perspectivă nu ți-a putut arăta adevărul în totalitatea lui. În celula vecină, un alt deținut, fost judecător, mi-a transmis prin perete mesajul regretelor și al remușcării pe care le resimte acum din pricina sentințelor pe care le deduse în trecut. El dădea sentințe oamenilor fără ca să fi gustat vreodată personal ce înseamnă să fii întemnițat ani de zile. Tu la fel, judeci și condamni pe oameni fără ca să fi trăit vreodată ca un om, încercat de suferințe și ispite. Ai avut deci nevoie de experiență umană cu care te-ai îmbogățit astfel trimițând pe Fiul Tău să devină om. Hristos avea din veșnicie tot felul de cununi, care de care mai strălucitoare, dar cea mai măreață cunună i-a fost dată de Sfânta Sa Mamă, aceea de a deveni omul Dumnezeu. El a trăit sărac, a fost batjocorit și umilit, lovit, ispitit, apoi și-a dat viața îmbogățit prin această nouă experiență, s-a reîntors la Tine, abia acum Tu ne poți înțelege pe noi oamenii cu mult mai bine ca înainte. Ce lucrare și ce descoperire și ce taină este în toată lucrarea aceasta pe care Dumnezeu a făcut-o pentru și Domnul Iisus. Dumnezeu ne poate înțelege prin Domnul Iisus acum mult mai bine. Ne-a judecat, și cum zice aici fratele, și ne-a condamnat din prisma divinității Tale, fără ca să trăiești vreodată om ca și noi, să fii ispitit ca și noi, să vezi ce este omul supus ispitelor și slăbiciunilor. Dar acum prin Iisus Tu Te-ai îmbogățit. Tu-L cunoști mai bine omul și, cum zice acolo în Evrei, că avem pe Domnul ca mare preot care a fost ispitit în toate lucrurile ca și noi, dar fără de păcat. Ce lucrare deosebită, ce taină este toată lucrarea aceasta, planul acesta măreț pe care l-a avut Dumnezeu cu omenirea, câte lucruri noi și frumoase descoperim când ne lăsăm cercetați și ne lăsăm călăuziți și dăm posibilitate Duhului Sfânt să lucreze chiar și prin adunările noastre, prin fiecare prilej de adunare pe care îl avem. Ne îmbogățim și noi, ne îmbogățim cunoscând mult mai mult din Dumnezeu, cunoscând mult mai mult din ceea ce vrea Dumnezeu de la noi, ce a făcut Dumnezeu pentru noi, ce ne cere Dumnezeu și ce putem să facem, privind unii la alții, învățând unii de la alții, învățându-ne unii pe alții. De aceea, așa cum o lucrare deosebită de mănunchiată și de folositoare, Dumnezeu avea nevoie de Domnul Iisus. Domnul Iisus avea nevoie de un om curat și pur prin care să vină în lumea aceasta. Noi avem nevoie de El, că numai prin El este mântuire. Și este așa un cerc încununat de frumusețe și de binecuvântare. Prin Domnul Iisus, Dumnezeu ne înțelege acum mai bine, pentru că El a venit și a suferit, a flămânzit, a fost sărac, a fost gol, a fost lipsit, a fost așa cum poate noi de multe ori n-am avut parte să fim în lumea aceasta. Și toate acestea pentru ca să ne răscumpere pe noi, ca să ne îmbogățească pe noi. Ce minunat, mi-a plăcut extraordinar de mult inspirația aceasta, lumina aceasta pe care aduce Duhul lui Dumnezeu, cercetând sufletele și inimile oamenilor credincioși. Pentru că prin Domnul Iisus Dumnezeu s-a îmbogățit cu cunoștința firii omenești. Toate lucrurile acestea spre mângâierea noastră, spre folosul nostru, spre zidirea noastră ca și oameni. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem de la oamenii aceștia care au fost de un nume și de o valoare imensă, care rămân în istoria omenirii și în cartea lui Dumnezeu,
ca un moment de reper și de cumpănă, așa cum a fost Maica Domnului, așa cum au fost toți oamenii care l-au slujit, așa cum este Sfântul Apostol Pavel. Ce frumoasă mărturie face omul acesta: călcați pe urmele mele, eu calc pe urmele lui Hristos. Noi de multe ori facem trimitere oamenilor: trăiți ca și Iisus, pentru că în felul acesta poate ne absolvim noi de datoria noastră de a trăi și noi. Cel mai frumos este să spui: trăiți, priviți la noi cum trăim, pentru că în noi puteți să-L vedeți pe Hristos. Să ne ajute Dumnezeu ca împreună să putem să facem lucrarea aceasta, îmbogățindu-ne unii pe alții, îmbogățind adunarea noastră, îmbogățind biserica din care facem parte. Toate lucrurile acestea, așa cum au lucrat atunci și cum au lucrat în vremea Domnului Iisus și în planul acesta măresc pe care a avut Dumnezeu cu omenirea. Dumnezeu, prin Domnul Iisus, cunoaște mai bine firea omenească. Domnul Iisus a avut nevoie de un om curat prin care să vină, de un vas ales. Iar noi avem nevoie ca să, de ei în aceeași măsură egală toți pentru mântuirea și veșnicia noastră. Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvinteze. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Duhului Sfânt.